Abcesul în general este o colecție de puroi cu localizări diferite, sub piele, în mușchi, în organe, în ficat, creier, plămâni, rinichi sau în alte locuri. Când abcesul localizat sub piele ajunge la suprafață, el apare sub forma unei umflături dureroase de culoare roșie cu un punct galben la mijloc. Acesta este abcesul cald sau în termeni populari buboiul. El este însoțit de febră și de înrăutățirea stării generale. Există și abcese reci, cauzate de o infecție tuberculoasă, ele neavând însă caracteristicile abceselor calde. Abcesul dentar însă este o inflamație purulentă în jurul unui dinte cauzal. Orice dinte netratat poate produce un acces. Mai întâi se inflamează pulpa dintelui și apare pulpita, apoi vasele și nervii mor, iar canalul dentar este invadat de microbi, așa numita gangrenă pulpară. Invazia se extinde apoi producând parodontite, abces dentar, abces premaxilar și chiar osteomielită. De aici se propagă în organism prin sistemul vascular, producând leziuni în rinichi, articulații și inimă. În acest dentar apar dureri la acel nivel. Poate apare și febra. Dintele e cariat și dureros la lovirea lui în ax, dovadă că puroiul a invadat spațiul din jurul rădăcinii. Într-un acest dentar, mucoasa bucală bombează în dreptul unui dinte ca un bob de mazăre. Se acuză dureri la acest nivel, unde și mucoasa este congestionată, dureri ce devin foarte mari la palparea cu degetul sau cu un instrument oarecare de cele mai multe ori, apariția acestei umflături este precedată de dureri foarte mari, spontane sau provocate, când de fapt puroiul se află sub periost. Tratamentul naturist se folosește doar ca adjuvant Medicul stomatolog este cel ce vă va prescrie un antibiotic pentru a ține în loc și izola infecția. Și tot el decide ce este de făcut. De la drenarea infecției, extracția dintelui bolnav, operația chirurgicală și chiuretarea granulomului ce se poate forma. Ca adjuvant naturist în timpul infecției se folosește cu succes un decoct de 10 minute dintr-o linguriță de rădăcini de ghimbir tăiate la o cană cu apă. Se fac mai multe păi de cură calde pe zi. Nu folosiți însă propolis când aveți un acces dentar. Acesta formează o peliculă antibacteriană protectoare, ceea ce face ca toată infecția să rămână în interiorul maxilarului și să intre mai bine în sânge. Tinctura de propolis o puteți folosi însă dacă suportați durerea inițială, pentru că va arde, numai după ce vi se va cureta granulomul ce se poate forma. Dar să sperăm că veți ajunge la medicul stomatolog înainte de a se forma granulomul.